Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Polițiștii argeșeni au aplicat 4 amenzi, puțin peste 8.000 de lei, unei doamne care, după ce a parcat pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități, așa, în parcarea unui supermarket din localitatea Bradu, în Argeș, a făcut și scandal și a refuzat să dea documentele pentru să se legitimeze și pentru procesul verbal. Deci exact cum trebuie, știi? Vine doamna, parchează pe locul de, pe rezervat persoanelor cu handicap și când îi atrage cineva atenția, te scuipă. Și a venit poliția. Se întâmplă, frecvent. S-a luat în cioc și cu polițiștii. Mamă, deci 8.000 de lei e ca foc. Mamă, ce mă bucur. S-a întâmplat sâmbătă, în imagini s-a și filmat, evident, toată treaba. Femeia trage de ușa autospecialei poliției, strigă către polițiști pe care îi acuză de abuz. Deci până la capăt, frate, adică dacă ești, ce să spun, dacă ești nesimțit până la capăt, te duci, te iei la bătaie cu poliția. Practic abuzează de funcția pe care o au și aplică legea. Da. Deci asta a fost. Echipajul a observat o mașină staționată pe un loc rezervat persoanelor cu handicap. În mașină era o femeie, au vrut să o legitimeze, i-au spus că îi dau amendă, a început să facă gălăgie, a refuzat să dea documentele. Deci i-au dat amendă contravențională 4.000 de lei pentru încălcarea legii privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Amendă de 870 de lei pentru refuzul de a amâna documentele și două amenzi de 3.200 de lei împreună privind normele de conviețuire sociale. Deci scandal, nu știu ce. Deci, așa este. Frate, cocalarul, tot cocalar, indiferent de sex. Și acum am vrea să-i felicităm pe polițiștii argeșeni. Și ca să facem o referire și la știrea noastră de săptămâna trecută cu polițiștii bucureșteni locali, care au dat amendă unor taximetriști care încercau să țepuiască ucraineni, și acestor polițiști argeșeni am vrea să le oferim hanorace. Polițiștii bucureșteni, trebuie să vă spunem, suntem într-un proces de negociere a unor canale de comunicare și deplasare organizată de la secția de poliție către stația noastră de radio. Este un proces, am luat contact, dar este o procedură mult mai dificilă decât ne-am fi imaginat noi. Fiind instituție publică, le trebuie niște aprobări. Și nu orice instituție, poliție totuși, da. Adică... Deci oamenii și-ar dori hanoracele. Cine nu-și dorește hanorac frumos cu Europa FM? Adevărul că sunt chiar foarte mișto. Dar nu este atât de simplu pe cât puteți... De la negru sau de la roșu? De la negru. Cum ar fi ca însuflețiți de faptele bune ale colegilor lor, polițiștii de pe întreg cuprinsul patriei să poarte hanorac Europa FM, de fapt, să fie noua uniforma poliției, să fie hanorac Europa FM. În timp ce amendează persoanele care aruncă gunoaie pe jos, care ocupă locurile de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități. Dar și celor care staționează pe avarii pe prima bandă. Am putea să-i mai facem un alt. Și pentru polițiștii argeșeni care au amendat-o pe doamna din localitatea Bradu, și acestora am dorit să le oferim hanorace. Dacă știu drumul și se pot deplasa la Europa FM cu un telefon înainte, ne-ar face mare plăcere să vă cunoaștem. Pe drumul găsesc, dacă nu, apelează la niște porumbei din aia, voiajori. Au voie, Luca, cu porumbei? Cine? Polițiști? Nu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.